Bradul Putna și-a asigurat a treia victorie consecutivă de la startul actualului sezon prin golurile marcate de Țugui de două ori, Cârtei, Huțanu, Tomescu și Lelcu. De partea cealaltă, oaspeții l-au înscris primul gol stagional putnenilor prin Tomas Ciuc. În derbiul rundei a treia, Șomuzul Preutești și Bucovina 2 Frătăuții Noi s-au încurcat reciproc, terminând nedecis scorul 1-1. Gazdele au deschis scorul prin Cătălin Vasiliu, iar oaspeții au egalat pe final din penalti prin Stan. Nervi mulți la Ecobeni, unde Minerul a bifat prima victorie stagională după ce a trecut de Șomuz Fălticeni cu scor 3-2 la finalul unui meci încheiat de gazde cu doi jucători mai puțin pe teren.